Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De această dată, cam nimic special, avem un singur Silvereanu și un singur Crown Chest. Dar partea bună e că o să ne jucăm la Challenge, adică la Crown Championship Finals Challenge. Dacă o să reușesc să fac win-ul și nu pierd direct pe video ăsta, continuăm challenge-ul pe stream. Dacă nu, trist. Adică, na, am înțeles că numai 10 gemuri, deci o să facem și un stream cu chestia asta, cel mai probabil. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să prindeți și pe butonul de like, la 1000 de like-uri, suntem super mega forță. Și partea bună e că legendarii, magical, legendarii și aici. Nu știu dacă o să reușesc să fac până luni și, cum zice la giant chest-ul. Dacă nu, ăsta o să fie chest opening-ul. Două legendare, un magical plus draft chest. Ceea ce e destul de bine, adică o să fie cel mai mare chest opening pe contul meu. Bun, să vedem ce pic aici și totuși filmez, bun. Inferno și Skeleton Barrel la challenge. M-am gândit inițial să-mi fac un deck bla bla bla, dar mi-am dat seama, bă, n-am cărți. Adică, uite, de exemplu, Rocket-ul e level 4. N-o să bag gold ca să-mi fac upgrade la cărți numai pentru un challenge amărât. N-am nicio carte decentă pentru challenge, așa că o să mă duc direct cu deck-ul meu, pentru că aia e cea mai bună variantă, adică știu și să joc cât de cât și, na, am level. Bats, Cannon, Bomberman și îmi dă ceva nașpa, Freeze. Lightning. Bun. Mai am ceva, nu mai am nimic. Să ne băgăm în treabă. Bun, deck-ul selectat. 2000 gol la 2 win-uri. Bă, sincer, la challenge-ul ăsta m-aș mulțumi să ajung aici. Adică asta m-ar interesa cel mai mult. Să fac 15.000 gold. Magical, deja 20.000 mult. Și trebuie 14 win-uri. Eu n-am făcut niciodată mai mult de 10 win-uri la un challenge, deci e cam clară treaba, așa că hai să-i dăm drumul. Crown Championship Finals Challenge. Are level 8. Mă bate ăsta de mărupe. Thanks, good luck și atât. Majoritatea joacă aici cu rachete și chestii, deci bănuiesc o să dau peste mulți din ăștia. What the fuck? Ok. Cei care o să aibă rachete știu sigur că nu prea am ce să le fac. Hai totuși să nu forțăm. Băi, ce pușca lui Vasile. Ok. Ish. A, da, și în cazul în care n-ați observat, o băga din nou boosturi. Ceea ce e destul de interesant, numai că n-am gemuri, deci pentru mine e useless. Dar în cazul în care vă interesează, există din nou boosturile alea cu mai multe cărți la Crown Chest. Ce mai era? Să faci cycle mai rapid la cărți și nu mai știu ce, dar mai era ceva. Opa. Ia, hai să facem și noi aceeași vrăjală. Și cred că e destul. Da, bun. Trebuie să ții minte care pecă. Nu știu ce mai are în plus, dar până acum am văzut Skarmii, oglindă, cred. Pekka, fătărău. Wizard-ul. Bă, ia mă, de fapt nu, că n-am de ales. Trebuie să pun, aoleu. Da, aici a fost, na, un pic mai mare risipa de elixir, dar cât se fă, n-ai cât se fă, se întâmplă. Bun, are și din asta. Muschetier, double muschetier. De fapt, e oarecum logic pentru care oglinda vieții. Hai că lăsăm să vină mai aproape și după aia le umflăm. Hâț. Are un deck semi-interesant. Problema e pack aia. Aia e singura chestie care știu sigur că o să-mi pună probleme. Și asta-i facem noi manevra Hormint. În timp ce graveyard-ul și prietenașul nostru dau acolo damage, nu prea mai dau acum, aici s-ar putea să fac treabă cu nenea Knight. Plus, da, cred că taurul ăla o să fie taurul pe care o să-l dau cel mai probabil. Opa, ia te uită mai ce face prietenașul nostru. Cu de-astea umbli mai șolobanie mai. Double attack, frumos, din nou aceeași vrajală. Și taurul o să fie taurul care o să meargă jos și Winianu.
cel mai probabil. Perfect. Super, primul win la Championship Challenge ăsta. Încă un win să iau și niște gol și perfect. 5 minute de video, o să-l fac undeva la maxim 12 minute, sper. Bun, 2000 gold. Rar nu mă interesează, 5 epice, nu prea cred că o să-mi dea ce vreau. Bă, sincer, absolut nimic nu prea contează din chestiile astea până aici. Adică ori au 10 win-uri, ori au 2, e cam același lucru. Bun, ăsta e level 9. Singurile chestii peste care nu vreau să dau să și cu rachete și cycle din ala urât, că știu sigur că o să mă cam ardă. Plus că aici nu mai pot să zic, bă, frate, am knight-ul de level 13, adică toată lumea are knight-ul la fel. Haideți, prietenașilor, discutați un pic cu King Tower, vezi ce, ce are de povestit. Oh, perfect, mă ajută și... I-am, opa. Da, aici nu trebuie să fac asta, trebuie să pun pur și simplu poison aici. Da, am greșit. Cât să fă, n-ai cât să fă. Hâți? Oare ar merge un graveyard aici? Hai mă să încercăm să dăm. Și băgăm și goblinii să tancheze după ce dă colțul retinașul. Ok, o tancat. Am făcut un pic de waste de elixir, dar na. Să vedem ce bagă cu domnul. Oh, am înțeles. Opa. Și la așa nu mai am ce să le fac. Are rost, nu, o să iau damage-ul, pentru că oricum dacă mai pun o carte, damage-ul oricum l-am luat aproape pe tot. Hai mă, serios, Inferno Tower. Aștept, că nu știu exact ce ar trebui să fac în punct. Ok. Ok, dar n-am mai dat și în prințesă. Noroc că vine Bagabanta singură. L-a tăiat. Ia uite-l, mă. Nu dă pe centru. E șmecher ăsta. Ok. N-avea rost să bag goblin pentru că oricum îmi muriau. Dar dacă bag ăsta două bucăți în taurii, perfect. Una. Bine și așa. Nu știu exact cum să-mi pregătesc eu atacul, dar mă cam forțează să bag unele cărți pe care nu le-aș băga în mod normal. Și cred că eu trebuie să pun aici pe Nenia Bowler, da. Pentru că el o să facă vrăjala asta acum. Asta e un fel de logbait. De fapt, stai mă, că cred că e full logbait. Nu-i un fel de logbait, îi logbait. Și eu logbait în mod normal ar trebui să cam bat. Nu! E super bun logbait, văd că în orice combinație de deck, în orice combinație, în orice challenge și chestii. Trebuie să fiu pe fază că ăsta... A, mă, dar stai când dă racheta, frate, ești nebun? El asta așteaptă, de fapt. Numai aici racheta dă vreo 400 damage, parcă. Ceea ce înseamnă că, uite, acum am timpul să fac asta. Și dacă nu iau acum taur, am pierdut. Și cred că am pierdut, da. Goblin Barrel, chestii, da. E un deck bun. Rahatul ăla. Dar nu mi-am dat seama, nu știu de ce, eram pe Brain Freeze. Deja 9 minute asta cred că o să fie ultimul match, indiferent ce se întâmplă. Îi dăm bloc, level 8. Lasă să înceapă. Ok. Bă, culmea că și ăsta începe tocul din asta. Cu Bomberman. Exact ca și primul level 8. Ok. Ok, am înțeles cum stă treaba, retinașule. Trebuie să bag și pe ăsta. Aiurea cu băga ciorogârles acolo. Dar le tragem pentru solo vostru aici. Să facă și el un pic de treabă. Perfect. O să dea extrem de mult damage aici combo ăsta.
ceea ce e absolut perfect. Tot ce trebuie să fac acum e să fac defend-ul perfect. Multe chestii cu perfect aici. Ia să punem noi bowler-ul din nou. El o să baibă, a, ok. A început acum altfel. A băgat biciu. Teoretic, acum mă gândesc că o să încerce. Da, o să bage acolo, după aici o să facă aceeași vrăjeală cu... Opa, nu face aceeași vrăjeală, frate. Am crezut că face aceeași vrăjeală cu mini P.K. Dar aparent, pretinașul nostru s-a decis să facă altceva. Dar nu e panică, man, că îi dăm așa. El o să bage mini P.K. în defense 100%. Cum ziceam, dar îl înjunghe goblinașii și Tower Lord să fie down. Și aici parcă aș da un graveyard. Ba nu, mă, stai că are ciorogârles. Să nu uit de ciorogârles. Dacă iau și taurul ăsta e 100% win. Bine, oricum cred că e 100% win, că nu prea văd ce ar putea să-mi facă prădenașul. Mai bagă ceva? Aha, rage. Te-ai gândit un pic, hâț? Goblinaș. Ia să ai. Mare spam. Nu a ieșit chiar bine. Dar oricum win-ul e 100%, adică nu văd ce ar putea să-mi facă în punctul ăsta. Mai ales că am luat deja și al doilea tower. Superb. Deci măcar 2000 gold am luat. Măcar atâta. Oare o ciudat? Da, cred că s-o cam sătura pretinașul. Ia la 3 coroane fraierike. Mie oricum are level 8 omul, mă gândesc că n-are mai mult de 2500 coroane. Să ne uităm cu ce adversari am bătut și 12 minute perfect, m-am încadrat în timp. Challenge o să-l continuăm pe stream, nu știu sigur dacă o să fac astăzi stream-ul cu Clash sau mâine, dar vedem. Oricum trebuie să mă uit cât timp mai o zi și 23 de ore, asta înseamnă că mâine pe la ora asta ar mai fi încă o zi, ceea ce înseamnă că mâine e, da, până duminică e challenge-ul, deci posibil să fac chiar două stream-uri cu challenge-ul ăsta dacă e, na, 10 gemuri. Mai am încă 84 de gemuri, deci e ok. Bun, ce am vrut să fac? Da, să ne uităm la ce coroane aveau pretina și ăsta, probabil care un 3000. 3826 maximum. Ăștia n-au cum să fie mai mult de 2500. Uite, 2000, frate, ești nebun. Era culmea. Și ăsta 2200, da. Mă mir că i-am bătut, deloc. Bun. Mă dau cu niște adversari slabi. Am avut un pic de Bulanosaurus. Dacă m-ar da așa până aici, ar fi super fain să fac și eu 15.000 gold. Goldul în momentul ăsta e cel mai important, adică imediat am 7000 de cărți aici, ceea ce ar însemna că aș putea să-i duc la level 3, dar n-am 150.000 gold. Vreau să-mi cumpăr și graveyard-uri și Electro Wizard și da, o să avem de așteptat. Cam asta a fost episodul, fraților, mersi fain de vizionare, să aveți o zi super faină, salutare!